Jocurile Olimpice de la Londra, Larisa Iordache, gimnasta cu cele mai mari șanse la o medalie în proba de individual compus, are dureri puternice la călcâie. Săriturile, dar și aterizările excesive de la antrenamente ar putea să o scoată definitiv din joc. Colega mea Magda Bucur și trimisul special al Antenei 3 la Londra este în legătură directă cu noi acum. Magda, bun găsit! Ce șanse sunt ca sportiva să se recupereze până la ziua concursului? Ce spun medicii? Bun găsit! Dacă ar fi să ne luăm după ce spune antrenorul Larisa Iordache, Octavian Belu, șansele sunt aproape nule ca gimnasta să participe la competiții. În acest moment, practic, o medalie, o posibilă medalie la individual compus este compromisă asta, pentru că Larisa Iordache era într-adevăr una dintre favoritele de la această competiție. De asemenea, spunea Octavian Belu că și șansele unei medalii pe echipe, unei medalii de aur pentru echipa României au scăzut destul de mult, pentru că deși este mezina grupului, Larisa Iordache era asul din mânecă al lotului național de gimnastică feminin. Așa că în acest moment trebuie văzut dacă fetele noastre se pot, dacă pot să se încurajeze și să participe cu același entuziasm cu care au plecat din România. În acest moment, Larisa Iordache este la o clinică din satul Olimpic. Acolo ea a fost pus diagnosticul de fascit, a fost tratată cu medicamente anti inflamatoare, dar i-au fost făcute și ultrasunete. Este de văzut dacă medicii se așteaptă evaluarea unei comisii medicale, este de văzut dacă îi vor da acordul să participe în cazul în care dorește la competiție. Eu zic că ea a greșit, pentru că nu a spus că are această durere, care la început a fost, eu știu, o problemă minoră. A mai spus acum că o mai durea din când în când, a punea gheață și trecea. Uite că nu i-a mai trecut și problema s-a acutizat. N-a spus din dorința de a prinde Olimpiada. România cum va concura? Va concura cu ce are aici. Larisa va face numai paralel, ca să avem și acolo o gimnastă care să facă paralel și nu va face celelalte aparate. Incendiile de pădure au izbucnit în munții Făgăraș. 500 de hectare de vegetație ard la această oră. Autoritățile au trimis deja un elicopter în zonă pentru a ajuta la stingerea incendiului. Mai multe detalii aflăm de la Dorel Grădinaru, inspector șef la Inspectoratul General de Aviație al MEAI. Bună seara! Cât de puternic este incendiul, domnule Grădinaru, și care este situația în acest moment? A spus și noastră, dar cam 500, poate și mai mult de atât ca suprafață. Este un incendiu foarte puternic, din câte mi-au spus colegii care sunt în aer acum. Noi avem o participare, la participăm la acest necaz cu un elicopter greu, împreună cu 5 salvatori, echipajul care conduce elicopterul. Încercăm să aruncăm saci cu o substanță care inhibă focul. Nu se poate stinge cu așa ceva focul, deci fiindcă este foarte mare, nu mijloc.